Ca dacă iarna mâncăm mai mult porcul, vara mâncăm mai mult desertul. Azi vorbim despre capcane și dulcegării alături de doamna doctor Anca Hâncu, doctor în nutriție și în științe medicale. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a muncit la platou de astăzi. Să știți, uneori vă mai primim așa cu o bucățică de ceva, dar astăzi chiar s-a muncit și ați avut aport mare. Am pus diverse deserturi, multe arată ca în filmul 365. Am adus și fructe, am adus multă frișcă și multă înghețată. Și vreau să le luăm un pic pe rând, pentru că vara ne mai și permitem. Unii ne permitem, alții nu. Și vă aduc câteva sfaturi ca să nu cădem în capcana de a ne răsfăța. E vară, vrem să mergem în vacanță sau ne simțim în vacanță, vrem să ne relaxăm și atunci zicem hai să ne permitem un desert. Da. Cât să fie un desert care să nu ne coste după aceea kilograme în plus? Mulți facem gimnastică, mulți mergem la sală sau la înot, poate ne permitem mai multe, un desert mai consistent într-o zi. Însă, hai să vedem, ne putem permite așa ceva? Aici va fi, avem aici un profiterol cu multă frișcă, cu cremă, cu ciocolată, avem un tort cu foarte multă ciocolată. Pentru așa ceva ar trebui să stăm 2 ore la sala de sport. Se mănâncă împreună? E foarte mult. Este extraordinar de mult, 500 până la 700 de kilocalorii. Deci mult, o valoare foarte mare energetică. Aici mai avem tot așa ceva, cu multe prăjiturele, cu frișcă. Este un desert, sigur, arată foarte apetisant, dar extrem de consistent și greu, are foarte multă frișcă, are creme. E bun, dar iată, este extrem de consistent. Cât un grătar cu orez, cu salată, cu toate la un loc, cât un fel de mâncare ar fi așa un desert. Și atunci am adus și v-am propus de dimineață, m-a ajutat mult Aurica, pregătim ce am făcut aici. Da. Am adus niște variante mai ușoare și o să mă întrebați, bun, zicem de înghețată, o înghețată cu vanilie, cam așa ar fi o porție de înghețată ca să nu creștem în greutate, da. Se va părea foarte mic și zicem, Doamne, așa de puțin să mănânc eu. Ia uitați-vă cum arată aici porția mare, cum arată înghețata asta micuță. Zicem, Doamne, ce facem? Ne apucă tristețea. Dar e de gust la urmă înghețata și e de final de masă, nu e o masă de... Sau de gustare, amează la o cafea. Și atunci vă propun să mărim, să avem totuși volum și să avem ceva mai deosebit. Ia uitați-vă aici ce am pregătit. Același glob de înghețată, dar am pus niște căpșuni care au foarte puține calorii, multă apă, fibre, un desert perfect, fructe de pădure, zmeură, pline de antioxidanți, sănătoase pentru noi. Și iată, arată cu totul altfel. Bun. Am mai făcut aceeași variantă de înghețată, un glob de înghețată cu pepene galben, cu câteva afine și sigur bem la o cafeluță la gustarea de dimineață sau la gustarea de după amiază. Bun. Iată, aici am ornat cu căpșuni pepene, aici am ornat tot așa cu fructe de pădure. Să vă arăt cum îi împrietenim pe copii cu fructele, pentru că cu cât în farfuria noastră vor fi mai multe culori, cu cât va fi mai frumos, cu atât va fi totul mai atrăgător. Și ca să mergem și spre zona de prăjitură, că poate încă nu v-am convins că putem crea un desert cât de cât sănătos, am combinat aici niște ricota, poate fi făcut și cu brânzică de vaci și cu înghețată, tot același bol micuț de înghețată, același glob micuț de înghețată și cu câteva căpșuni. Aici ricota e o brânză mai dulce și mai slabă. Și slabă. Poate fi înlocuită chiar cu urdă, dar ricota e puțin dulce ea însă și fără să aibă zahăr. Da. Și aici am făcut aceeași variantă, dar deja și cu puțin cu fursec. Și avem varianta mai de prăjitură. Am 3 întrebări la care vreau să-mi răspundeți. Când terminați și cu salata de fructe. Mai avem și fructe, doar fructe, pe care le putem avea în diverse variante, în funcție de creativitatea noastră. Și mâncăm totul, preferăm dimineața să mergem cu dulciuri, dacă ne dorim și poftim.
o dată pe săptămână, pentru unii de două ori pe săptămână și, sigur, legat și de câte activitate fizică facem. Pentru că pentru cei sedentari, dulciurile acestea, mai ales în exces, vor adăuga foarte multe kilograme în timp. Deci dacă mâncăm ăsta, trebuie să mergem la coasă. Cam așa. Asta ați explicat. Cam bun. Așa. Întrebări la care vă rog să răspundeți pe scurt, poate se mai prinde omul și poate mai prind și eu. Întrebarea 1. De ce frișca este atât de hulită? Frișca are foarte multă grăsime, foarte multă grăsime saturată, da. Și atunci poate declanșa diverse reacții biliare, poate declanșa diverse tulburări, indigestie chiar. Bun. Între o înghețată și un sorbet din ăla care nu e foarte dulce, mai acrișor. Merge sorbet și înghețata poate fi eventual fără zahăr, depinde și la înghețată. Eu am ales aici o înghețată de vanilie cu foarte puțin zahăr. Da, sunt unele aromate, dar nu dulci. Da, și nu atât de dulci. Deci zahărul ne supără acolo. Zahărul aduce caloria în exces. Înghețata este făcută printr-o tehnologie fiind destul de aerată, are volum mai mare și totuși calorii destul de puține. Aici avem 100 de calorii. Adică este destul de puțin. Bun. De ce uneori ne trezim de parcă am visat ursuleț panda care se îmbrățișează și avem o poftă să mâncăm o tablă de ciocolată, dar alteori nu? Pentru că ne este foame. E semnalul corpului că ne e foame. Semnalul acesta vine dimineața, e reacția normală a unui om sănătos care dorește să mănânce. Și atunci întâi mâncăm o masă consistentă, mâncăm o omletă sau șuncă sau brânză și aș recomanda la gustare sau la desert să fie. De aceea și spunem desert. Deci corpul, să nu începem direct cu prăjitură. Nu e foarte deștept. Deci lui când e foame, îi vine drumul scurt spre dulce. Drumul în scurt minte. Spre cea mai mare cantitate de energie. De aceea după amiază. Dulce gras atunci. Dacă, de exemplu, la prânz nu mâncăm suficient, zicem gata, acum țin regim, mănânc doar o supă de legume și țin regim. Pe la 4 începe o poftă de mâncare senzațională și o poftă de dulce. De fapt, e semnalul corpului că trebuie să mâncăm, de fapt că n-am mâncat corect. Nu ne-am adus în acest caz suficientă proteină, dar sigur fiind doar o supă de legume, nici carbohidrat. Ce am înțeles de la doamna Hâncu, dragii mei, vine vara, o să vă vină să băgați căpșuna în frișcă, să o dați cu ea. Lăsați dracu frișca, că nu e bună. Lăsați nu și... mai adăugați nici pe cafea, uite, o cafea simplă. Dați-o doar cu căpșuna. Mai scârție, dar măcar este sănătos. Mulțumim tare mult. Ai început să râzi pe bere ca bătrânii. Ce să mai, tu nu mai dai nimic, gata. Te-ai retras, ai făcut un copil, e suficient. Lasă căpșunile la alții. Mulțumim tare mult. Noi nu o să deliberăm aici, dar, Aurică! Stai la ușă până pleacă din parcare, doamna Hâncu. Doar așa, ca să fim siguri că a plecat cu bine. Și după aia vedem ce a pus aici, domnule. După ce a gustat și vedeți ce am făcut eu de dimineață. Îmi plouă în gură. Bun, o să ne abținem un pic și astăzi mulțumim tare mult. Le ținem pumnii oamenilor. După cum ați aflat, vara e normal să mai ciugulim și un desert, să ne răsfățăm, că de-aia e și vacanță.